Un accident rutier a avut loc în localitatea Dudești Vechi. În urma impactului, un bărbat a fost rănit și transportat de urgență la spital. Un bărbat în vârstă de 77 de ani a condus un autoturism pe o stradă paralelă cu drumul național 59 din localitatea Dudești Vechi, iar la intersecția cu strada principală a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv conducătorul autoturismului în vârstă de 40 de ani, bărbatul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de bătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.